Președintele chinezii a transmis lui Biden să nu se joace cu focul în privința unei recunoaștere a independenței Taiwanului. Crește tensiunea la răsărit după ce armata chineză a lansat noaptea trecută o așa numită operațiune militară în jurul insulei Taiwan. Sintagma operațiune înlocuiește termenul exercițiu folosit în anunțul oficial al Ministerului Apărării de la Beijing. Lucrurile se complică din câte vedeți la nivel global, lucrurile se mută acum ca atenție mai degrabă în zona Asiei, acolo unde vedem că se întâmplă tot felul de situații tensionate în legătură cu China și Taiwan. Nu este totuși același lucru între China și Taiwan, ci este între Rusia și Ucraina, pentru că până la urmă, dacă stați să vă uitați, Ucraina nu spune că este adevărata Rusie, Taiwan nu spune că este adevărata China, dar hai să vedem cum stau lucrurile, ce se întâmplă în Taiwan. După cel de-al doilea război mondial, în China, comuniștii lui Mao Zedong și naționaliștii lui Chiang Kai-shek s-au luptat pentru putere și a câștigat Mao Zedong, declarat ulterior cel mai mare criminal din istorie. Îi se inventariază 80 de milioane de morți, morți de regulă prin înfometare. Vă dați seama ce drama a fost acolo. Ăștia alții care au pierdut s-au retras în Taiwan, unde au încercat să organizeze un guvern din exil. Insula au luat-o de la japonezi în urma încheierii celui de-al doilea război mondial. Statul modern chinez s-a format în 1911, deci nu aveau această insulă și atunci taiwanezii vin și spun că nu este un teritoriu al Chinei, deși japonezii de la chinezi au luat-o. Bine, dacă o luăm mai din urmă, vedem că mai degrabă chinezii au luat-o de la olandezi, care olandezi până în 1600 au colonizat zona respectivă, au colonizat Taiwanul. Este o nebunie totală, depinde de unde vrei să începem. Din 1985 Taiwanul aparține japonezilor, deci nu e al Chinei, cu atât mai puțin al Chinei lui Mao, denumită Republica Populară Chineză, înființată în 1949, așa că partea plecată în Taiwan susține că ei sunt adevărata China, nu comuniștii aia. E complicată situația oricum mai privi-o. Inițial SUA au zis, da bă, ăștia sunteți voi, sunteți taiwanezii, sunteți adevărații chinezi. Inițial așa s-au raportat la problemă China și reprezentantul lor al taiwanezilor era reprezentantul Chinei în Organizația Națiunilor Unite, așa se așezaseră lucrurile la un moment dat. Dar asta până când apare Kissinger și își dă seama că URSS-ul cu care ei se luptau în războiul rece este mai degrabă un adversar al Chinei și atunci au stat și s-au gândit, bă, dar nu care cumva China e mai degrabă în China, nu e în Taiwan, au repliat un pic lucrurile și până la urmă locul de la Organizația Națiunilor Unite a fost ocupat de reprezentantul Chinei lui Mao Zedong și nu reprezentantul Chinei din Taiwan. Și uite așa, americanii au așezat lucrurile din nou, că parcă le convenea mai degrabă să fie China asta care se lupta cu Rusia aia. Mă rog, cu URSS-ul, cum se numea atunci. Atunci a pledat pentru scoaterea reprezentantului Taiwanului din Consiliul de Securitate al ONU și înlocuirea lui cu cel al Chinei. În 1971 s-au petrecut lucrurile acestea. Dar înțelegerea a fost ca China să nu invadeze Taiwanul, iar singura posibilitate de unire între cele două să fie referendumul și așa a rămas până în zilele noastre, așa au rămas tratatele așezate. Ceea ce a fost ok până de curând când China a stabilit prin lege că stai că dacă Taiwanul încearcă să-și câștige independența sau foarte important dacă se epuizează metodele pașnice de a te uni cu Taiwanul, foarte important acest sau adăugat, China are dreptul, prin metode ceva mai contundente, să se unească cu Taiwanul, să-și atribuie Taiwanul. Așa s-au complicat lucrurile. If you ask me, I worry a little bit. What do you worry about? I worry that China may really launch a war against Taiwan. But what it is doing right now is trying to scare us. And the best way to deal with it, to show to China that we are not scared. În 1992, 18% din locuitorii din Taiwan se simțeau taiwanezi, 27% chinezi și 47% ambele. Anul trecut, deci după 30 de ani, 63% se simțeau taiwanezi, 3% chinezi și 31% ambele. Deci vedeți cum s-au schimbat raporturile, șansele ca tu să te mai unești pe cale pașnică cu Taiwanul scad simțitor, deci practic pare că nu mai există această soluție. The complete reunification of our country must be and can be realized. De ce e important Taiwanul? Hai să lămurim, sigur, democrație, cutare și așa mai departe, dar totuși de ce e atât de important Taiwanul pentru lumea aceasta? După cum v-a spus toată lumea, monopolul pe chipuri și semiconductorii, principala linie de apărare a Taiwanului, nu vrei ca China să dețină așa ceva, nu vrei ca China să intre în posesia a așa ceva. Anul trecut Taiwanul avea PIB-ul de 5 ori mai mare decât al Ucrainei, cam cât al Turciei, dar o populație de 2 ori mai puțină decât a Ucrainei și pe un teritoriu infinit mai limitat în resurse. Cum au reușit asta?
92% din semiconductori și chipurile necesare în lume sunt din Taiwan. Nu prea se poate trăi în 2022 fără aceste componente, de la armată până la telefoane, nimic nu se poate fără așa ceva. Taiwanul le face printr-o singură companie, se numește TSMC, pentru amatorii de statistică, evaluată la 504 miliarde de dolari. Cam așa stau lucrurile, aproape de 4 ori mai mult decât PIB-ul Ucrainei anul trecut. TSMC este a 10-a cea mai mare corporație a lumii. Ce vreau să vă spun este că economia unei țări ține de resursele pământului, dar ține mai degrabă de resursele intelectuale, pentru că, până la urmă, capacitatea Rusiei și a țărilor de lângă, țărilor pe care le subjugă, de a fi sărace cu toate resursele acelea, este remarcabilă dacă te uiți la Taiwan. Taiwanul, cu niște resurse infinit mai puține, reușește să domine din punct de vedere economic comparația cu țările din jurul Rusiei, chiar și cu Rusia. Taiwanul are 10 fabrici unde sunt produși 92% din semiconductorii necesari la nivel global, dar este și un furnizor crucial pentru China. Jumătate din exporturile pe care Taiwanul le face în China sunt acești semiconductori, pentru cei care vin și spun, lasă-mă că se face și în China treaba asta cu chipurile și cu semiconductorii, e o chestiune pe care o are și China. Jumătate dintre importurile și dintre schimburile comerciale dintre Taiwan și China sunt pe zona asta de semiconductori și chipuri. Deci, practic, de acolo ia China așa ceva. Și sigur că o să vă întrebați pe seama un pic și de ce nu fac țările civilizate, de ce nu face America, de ce nu fac și celelalte țări producția asta, de ce nu vin și ei și produc chipuri și semiconductori. TSMC a deschis fabrici în China, în Statele Unite ale Americii și în Japonia, dar niciuna dintre aceste fabrici nu produc chipurile avansate produse în 10 fabrici de pe coasta Taiwanului, în cele 10 fabrici de pe coasta Taiwanului. Deci, practic, SUA a alocat 52 de miliarde pentru dezvoltarea producției locale de chipuri. America a convins compania Samsung să construiască o fabrică de 17 miliarde în Texas, Intel să construiască o fabrică de 20 de miliarde în Ohio și chiar și pe cei de la TSMC să construiască o fabrică de 12 miliarde de dolari în Arizona. Ar fi prima fabrică construită în afara Taiwanului de TSMC, acolo ar urma să fie produse chiar celebrele chipuri avansate de 5 nanometri, dar înțelegerea este că această fabrică să devină operațională abia în 2024. De ce? Asta hai să vedem de ce, pentru că este foarte important. De ce? Atunci taiwanezii prefigurează faptul că această tehnologie de 5 nanometri să fie deja înlocuită cu cea de 3 nanometri care se produce în Taiwan și chiar cu cea de 2 nanometri, mi se pare superb, nu? Deci, practic, America investește 52 de miliarde de dolari în dezvoltarea fabricării chipurilor acolo, în timp ce TSMC investește dublu, cam 100 de miliarde de dolari în următorii 3 ani pentru dezvoltarea acestor tehnologii noi despre care vorbim acum. E ca naiba, vă dați seama că nu poți să prinzi Taiwanul din urmă la această tehnologie, e ceva ce până la urmă dețin ei și e greu să reușești să repliezi așa ceva. Pentru America, Taiwanul este esențial nu doar pentru monopolul pe care îl are pe tehnologia. America are ca apărare ținerea adversarilor la distanță, e o filozofie pe care o furnizează și în care se stă acolo în America. În sensul acesta e foarte important Oceanul Pacific, oceanul care desparte SUA de China. China nu poate să intre în Pacific cu submarine și alte nebunii de ale lor, pentru că până la urmă toate arhipelagurile acelea de insule care sunt în jur sunt mai degrabă în subordinea Americii, în sensul că sunt într-o alianță cu America. Americanii practic sunt într-o relație de prietenie dezvoltată cu țările care înconjoară China. China are 14.000 de kilometri de graniță cu Oceanul Pacific, toți blocați de insulele aflate în subordinea sau într-o relație cu americanii. Dacă stăm să ne uităm un pic pe hartă, vedem Japonia, vedem insulele Ryukyu, Taiwan, Filipinele, insulele Borneo și Sumatra. Toate formează un blocaj al Chinei organizat de americani acolo în Pacific. E foarte greu să ieși cu orice din China în Pacific fără ca americanii să știe sau fără ca americanii să controleze. Este linia lor principală de apărare. Deci după treaba asta economică cu semiconductorii și cu chipurile, a doua argumentație pe care americanii o au pentru importanța Taiwanului este legată de blocarea Chinei în Oceanul Pacific. Nu știu cum vom reacționa celelalte țări, nu este același lucru ca situație ca în cazul Ucrainei, are foarte multe diferențe. De exemplu, vecinii ar fi mai degrabă într-o alianță cu americanii, vecinii Taiwanului ar fi mai degrabă într-o relație cu americanii, dar dezvoltă niște relații economice foarte solide cu China. Este extrem de greu să vii să impui un embargo pentru China fără să te prăbușești din punct de vedere economic. Deci dacă e greu să blochezi din punct de vedere economic relațiile cu Rusia, să blochezi relațiile cu China e ceva infernal. Sunt într-o alianță militară până la urmă cu americanii, țările din jurul Taiwanului, dar sunt într-o relație economică foarte solidă cu China, de exemplu Coreea de Sud. Un sfert din schimburile comerciale ale Coreei de Sud se produc cu China. E foarte greu să vină Coreea de Sud să zică, bă, renunțăm la așa ceva.
are baze militare americane, dar să menționăm faptul că până la urmă au refuzat recent vizita lui Nancy Pelosi. Coreea de Sud a refuzat ca Nancy Pelosi să vină în acel turneu pe care l-avea în Asia, să treacă și până Coreea de Sud. Interesant așa dacă stai să te uiți. Sigur, Coreea de Sud se bazează militar pe americani. Dacă ne-a fost vorba de așa ceva, au zis, bă, ni se pare o idee destul de proastă. Nu li s-a părut o idee bună. Mai departe, Uniunea Europeană are 13% comerț cu China, 1% cu Taiwan. Uniunea Europeană, comerț cu China 13%, 1% cu Taiwan. E adevărat, esențial, semiconductori și așa mai departe. 18% cu America, 13% cu China, 1% cu Taiwan. Cam astea sunt relații comerciale pe care le dezvoltă Uniunea Europeană. Vedeți dumneavoastră acum cum se vor așeza lucrurile dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva acolo. Vă las și filele și vă mai gândiți, probabil din punct de vedere militar, Taiwanul ar fi ajutat de către Australia în cazul în care se întâmplă ceva, în cazul în care se întâmplă ceva ar fi ajutat de Marea Britanie, de Australia și de Japonia. Sunt țări care probabil că ar interveni și ar da o mână de ajutor. O altă diferență importantă între Taiwan și Ucraina este legată de teritoriu. Până la urmă, Taiwanul este o insulă, în timp ce Ucraina are o graniță directă de 2000 de kilometri cu Rusia și vă dați seama mult în favoarea unei invazii, în sensul acesta. China ar trebui să debarce în Taiwan, vă dați seama, e ca naiba, are de parcurs pe apă 130 de kilometri, asta e distanța între China și Taiwan, 130 de kilometri pe care trebuie să-i faci pe apă până în Taiwan în condiții de război. Ar fi cea mai complexă operațiune militară din istoria lumii derulată în timp ce trebuie minimalizate daunele colaterale pe insulă. Pentru că insula în sine e importantă, dar nu chiar atât de importantă cât este important ce este pe insula aceea, deci practic tu nu poți să vii ca la Mariupol să faci praf tot ce e acolo și să cucerești, că după aia nu mai ai nicio relevanță Taiwanul. Sigur, are o relevanță în ideea breșei respective pe care ai face-o către Oceanul Pacific, dar important este și ce se întâmplă pe insula Taiwan. Se vorbea în Ucraina despre faptul că dacă îți propui să cucerești un teritoriu, ai nevoie de un raport de 3 la 1 ca soldați, deci la un ucrainean trebuiau 3 soldați ruși. În egală măsură, acum studiile arată că dacă vrei să supui o populație care ți este potrivnică, ai nevoie de un raport de 20 de soldați la 1000 de locuitori. Și dacă faci un calcul cam de câți soldați ar avea nevoie China ca să poată să se impună acolo în Taiwan, populație ostilă, îți dai seama totuși că dacă taiwanezii sunt 23 de milioane, chinezii trebuie să reușească să aducă pe insulă măcar 400 de mii de soldați. Asta înseamnă aproape o treime din armata Chinei reușind să parcurgă toți kilometrii pe apă și să debarce acolo în Taiwan. Băie ca naibă. Știți debarcarea Normandiei privită ca fiind cea mai redutabilă invazie de pe apă? Acolo au fost implicați de 4 ori mai puțini soldați decât ar fi necesar acum, cu un transport de 400.000 de soldați, în timp ce se desfășoară și o luptă aeriană. Vă dați seama ce complexă e situația, deci practic de 4 ori mai mulți soldați decât la debarcarea Normandiei, în timp ce ai de-a face cu o luptă din secolul 21, vă dați seama, pe deasupra capului zboară avioane și așa mai departe. E o chestie extrem de complicată pe care chinezii ar trebui să o desfășoare. Dacă vă mai spun și faptul că pe partea de est, cea dinspre America, practic, a Taiwanului, e plin de munți acolo, pentru că până la urmă Taiwanul este o țară care, e o țară, un stat, o organizare, un teritoriu, o insulă, care mai degrabă este muntoasă. Deci pe partea de est acolo ai foarte mulți munți, foarte greu de aterizat, foarte greu orice acolo, iar pe partea cealaltă, pe coasta dinspre China, deci practic dinspre vest, ai toate aceste fabrici pe care trebuie să le menții intacte, pentru că până la urmă sunt miza principală a invaziei Taiwanului, fabricile TSMC-ului, fabrici care sunt chiar pe coasta pe care tu trebuie să debarci din punct de vedere militar. Vă dați seama în ce situație se află China în această intenție de a invada Taiwanul. Munți pe partea asta, fabricile pe coasta asta la altă, e ca naiba. Plus că te bați pe mare cu cele mai puternice forțe marine, America, Marea Britanie și așa mai departe. Nu mai zic de Japonia sau de Australia. Sigur că acum apare că mai degrabă China ar fi într-o imposibilitate de a invada Taiwanul. E o operațiune extrem de complexă, așa cum v-am prezentat-o. Pe de altă parte, într-o situație care de asemenea se discută demografică.
complicată China. E într-o situație demografică. De ce? Pentru că pare acum aflată într-un vârf. O să facem un episod special pe demografie, dar pare aflată într-un vârf acum China și pare că e cumva condamnată la a invada Taiwanul, pentru că de aici încolo economia Chinei se va prăbuși. Pare că este într-un moment de culme. Pare că acum ar avea nevoie de așa ceva și poate că asta este în favoarea intenției de a invada Taiwanul. Dacă ar fi să ne gândim așa, să le punem lucrurile astea cap la cap, pare că ar fi și argumente pro și argumente contra. Ăsta este un argument pro. Ăsta este un argument pro pentru că China este într-o situație cu populația extrem de îmbătrânită. Sigur că te uiți acolo, 1,4 miliarde par foarte mult, dar dacă vezi că marea parte a populației este una îmbătrânită și nu mai produce urmași, te gândești că se va prăbuși economic. Economia Chinei este bazată foarte mult pe zona de manufactură. Îți dai seama că până la urmă economia Chinei se va prăbuși dacă nu mai are atât de mulți cetățeni decât are nevoie. Lucrurile sunt extrem de complicate. China ar putea câștiga însă, din punct de vedere economic, ar putea totuși să schimbe raporturile acolo din punct de vedere economic, văzând că țările care înconjoară Taiwanul sunt, din punct de vedere militar, mai degrabă aliate cu America, dar din punct de vedere economic sunt mai degrabă aliate cu China. Deci dacă ar fi să găsească o soluție, China poate că ar fi mai degrabă o soluție economică, o soluție de șantaj economic care mai degrabă ar favoriza lucrurile acolo, e ceva ce mai ușor ar face să se întâmple. Pare o variantă mai logică decât cea a invaziei, dar să vedem ce se mai întâmplă sau ce fac oamenii ăștia să ni se mai întâmple.